concurs internațional de atelaje în județul Bihor. Comuna Oșorhei, aflată la doar câțiva kilometri de municipiul Oradea, este în acest weekend gazda celei de-a patra competiții internaționale de atelaje cu doi, respectiv patru cai. La atelajele de patru cai este calificare de cupă mondială. Anul acesta o să fie și campionat mondial, așa că atelajele care participă aici este un fel de pregătire pentru campionatele mondiale și, bineînțeles, calificarea la Cupa Mondială care, care se ține în iarnă. Pentru atelajele de doi cai este un concurs de trei stele, care este una dintre cele mai, cele mai uh, în alte nivele la acest sport. La competiția ECVESTRE participă concurenții din șapte țări cu cei mai valoroși cai din Europa și cele mai performante și elegante atelaje. S-au prezentat în total 38 de echipaje. Au venit din Serbia, din Slovenia, din Grecia și, bineînțeles, și România, așa că o să putem să facem și proba de echipe. Loturile naționale se află deja de câteva zile în Comuna Oșorhei, timp în care competitorii au avut pentru adaptarea și pregătirea cailor pentru competiție. Particip a șasea oară la acest concurs internațional și aici putem găsi una dintre cele mai bune condiții din această țară. Avem terenuri bune, terenul de antrenament, terenurile de concurs, totul este plăcut. La cel mai înalt nivel. Trebuie să te pregătești foarte mult ca să ajungi la acest concurs, la un concurs de atelaje. Te pregătești ani de rând, dar ca să trebuie să fii aici din timp, să ajungi luni, marți, să fii aici cu cai, să se obișnuiască cu locul, cu condițiile ce le au, pentru că nu este la fel ca și acasă. Competiția a debutat astăzi cu proba de dresaj. Mâine, începând de la ora 11, va avea loc proba de maraton, iar duminică, începând cu aceeași oră, proba de obstacole. Evenimentul se va încheia duminică seară cu festivitatea de premieră.